În această perioadă se desfășoară ample lucrări de igienizare și întreținere în cimitirele din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Datorită implicării primarului Marius Creciu, cei care vor să aprindă o lumânare la căpătăiul celor dragi, care își dorm somnul de veci, găsesc în incinte curățenie, infrastructură și dotările cerute de standardele actuale. Noi ne-am apucat de toate cimitirele, și din Schela, și din... Eu zic că e o acțiune bună, da. Nu? Da. Și încercăm să curățăm totul și aleile, dar intrăm și pe morminte. Adică acolo unde nu unde, sunt, da, unde sunt părăsite de zile n-a mai intrat cineva, am făcut noi un efort și mă bucur, sănătate, numai bine, Doamne ajută! Severinenii au cu ce să mândri. Aceștia au parte de un oraș curat și modern, datorită unui primar implicat și atent la nevoile comunității pe care o conduce. Acest lucru este dovedit prin faptul că în fiecare cartier al orașului nostru găsim muncitori și utilaje care au grijă de zona noastră. De această dată se lucrează de zor și în cimitirele din municipiu, care se igienizează și modernizează. Eu trebuie să fac la două morminte ca să pot să mă duc la păi soțul. Intrăm și pe cele care nu au mai intrat, nu mai nimeni, nu mai are grijă. Este, dar trebuie, că de-aia plăcim cimitirul. Da. Bun, ei nu mai plătesc, dar o facem da, noi de la noi. Mai, da, ei nu mai, Dumnezeu da, să ierte și... Nu, dar vorbesc, nu mai sunt oameni care să... Da, să cine ieri. Să aibă grijă, exact, așa exact, este, exact. Oricum vă mulțumim mult. Cu mare plăcere. Aceste acțiuni nu intră în atribuțiile primăriei, însă edilul Marius Creciu nu a putut lăsa de izbeliște locurile unde se odihnesc moșii și strămoșii noștri și unde severinenii merg să-i plângă pe cei dragi. De că de astăzi am venit și cu a doua echipă. Da, am bucat astăzi cu a doua echipă. Da. De când avem prima echipă aici? De 3 săptămâni. Și lucrează într-una? Lucrează în fiecare zi, când a plouat nu s-a lucrat. S-au scos aproximativ 50 de mașini de vegetație. Și câte hectare avem aici de cimitir? 16,2. 16 hectare. Da. Și înțeleg că sunt morminte de care nu mai are grijă nimeni de ani de zile. Noi ne-am concentrat și v-am rugat să ne concentrăm mult pe zona asta. Am demarat o campanie de verificare. Am constatat că nu le îngrijesc, dar au acte de concesiune pe care nu le-au depus la registrul cimitirului. Da, bine, astea sunt acte administrative care trebuie să le... Să le clarificăm să le și să le aducem la zi. Ce este important și vreau să ajutați și cu direcția de gospodărie să terminăm, să trecem măcar o dată în tot cimitirul. Da? Și v-am rugat așa, arbuștii, mai ales și care sunt alandal așa și tăiați iarbă, lăsăm acolo unde oamenii doresc și au copaci de mult și îi și îngrijesc, lăsăm, dar tot ce este ne la locul lui, tot ce este crescut așa în mod sălbatic, curățat, pentru că nu o să putem intra în fiecare an la nivel general, dar dacă intrăm anul ăsta, ne facem bine treaba, eu zic că cel puțin 5 ani de zile doar trebuie să întreținem ce e aici. În ultimul timp, tot mai multe locuri de veci sunt abandonate, iar vegetația își face de cap. Edilul Marius Creciu nu a uitat nici de acestea și chiar dacă nimeni nu le mai vizitează, vor fi igienizate la fel ca și celelalte. Cimitirul este un loc de care trebuie să avem mare grijă. Am și avut foarte multe sesizări de la cetățeni că multe dintre mormintele din cimitir nu mai sunt îngrijite, altele au un aspect de îngrijit și arată foarte urât și am hotărât, chiar dacă nu era în zona noastră să intrăm pe aceste morminte, am hotărât la nivel de primărie să facem acest demers și am luat fiecare zonă din cimitir în parte. De astăzi a venit și o a doua echipă, am avut una de 3 săptămâni, astăzi a venit și a doua echipă și facem o curățenie generală în tot cimitirul Sfântul Gheorghe. Am intrat vara trecută și în cimitirele din zonele, cartierele mărginașe și la Schela și la Guravoi și la Dădașul Schelei. Intrăm și în cimitirul Sfântul Ștefan, am intrat, dar o să intrăm și mai bine și acolo. Ceea ce e important, acest cimitir care se întinde pe 16 hectare, să-l avem efectiv curățat pentru următorii ani. Vă spuneam,
intrăm pe mormintele care nu mai sunt, nu mai au, să zic așa, proprietari sau contracte, intrăm pe zona de vegetație, tăiem acei arbuști care nu au niciun fel de valoare și sunt crescuți unde vrei și pe unde nu vrei. Sper ca la sfârșitul acestei campanii cimitirul să arate, așa cum zic eu, ne dorim toți, curat, îngrijit și bine pus la punct. Pe această cale îi rog și pe cei care au morți îngropați aici și au grijă de morminte să mai treacă pe aici și efectiv să ne sprijine în demersurile pe care le facem. Poate sunt arbuși pe care vor să-i mai păstreze sau mai sunt lucruri pe care vor să le păstreze în jurul mormintelor și atunci îi lăsăm să facă acest lucru. Rămâne ca și noi, beneficiarii acestor lucrări, să pășim cu pioșenie în cimitirele urbei, chiar și pentru a aprinde o lumină la căpătâiul celor dragi și să păstrăm bunurile care până la urmă sunt ale tuturor. Nu de puține ori au fost vandalizate gardurile cimitirelor, au fost depozitate tone de gunoi și au fost furate bunuri de la locurile de veci.